în care am descris starea de fapt, am înregistrat-o la parchetul general și de acum ai o problemă a justiției. Aici este o chestiune pe care vreau să vă spun că are legătură și cu 10 august și cu DIT și cu alții. Unii oameni care au venit pe lângă mine, pe care eu nu i-am chemat, nu, eu nu m-am dus la nimeni din Piața Victoriei să-i spun, băi Dide, hai să mă susții. Eu mi-am văzut de treaba mea, am prezentat, ei au venit, le-am luat și lor interviu, am luat și lor ăla și lor ăla și unii s-au ținut Sky de mine și acum spun că mă urăși, că ei n-au înțeles un lucru. Faptul că noi am fost alături cumva, adică eu te-am filmat, tu ai susținut ideile mele, deci noi am devenit cumva prieteni în acest context. O echipă nu înseamnă că dacă tu greșești, eu ca jurnalist nu punctez acea greșeală. Scandalul cu Dide din 10 august. Păi el ce avea pretenția? Ca eu să nu relatez corect și să spun că el a făcut un lucru bun, că a provocat acel scandal când eu știam că a făcut un lucru rău, când eu știam că nu este în regulă. Dacă tu seara te-ai întâlnit cu Tomi Tomescu, care era cel care legal a făcut chestia aia, și pentru că s-a făcut legal, jandarmeria n-a mai putut să-și bage infiltrații și n-au fost violențe. Dacă tu seara te-ai întâlnit cu el și te-ai întâlnit cu el ca să discuți cu el, ce vrei să faci a doua zi? Și tu nu i-ai spus, băi Toni, vezi că mâine vreau să aduc platforma să o pun în piață. I-ai zis, nu mai am nicio problemă. Și a doua zi tu vii, cum să spun, mișelește și o aduci ca să provoci scandal. Tu ai pretenția ca eu numai pentru că suntem prieteni, tu ai făcut ceva rău, asta nu poate să fie ceva bun. Nimeni nu poate să spună că asta e ceva bun. Nu? Și eu să nu, și eu ca jurnalist, bă, nu, stai că eu sunt prieten cu Didi, eu nu alătura oameni că face ceva. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Și aceeași poveste și cu Coman. El în 2 septembrie a spus că sunt peste 100.000 de semnături. E video, e înregistrare. Mie mi-a spus la fel în 17 septembrie. Când le-am numărat, după nu vreți să știți, au fost 2 săptămâni în care eu am făcut de 2 ori criză de fiere și am avut nopți dormite de nervi și de stres. Pentru că n-am știut ce a făcut el, de ce a făcut, și oamenii pe el l-au cunoscut prin mine. Nu există așa ceva, să o lăsăm așa, cum să o lăsăm așa? Și după ce noi l-am presat și s-a dus ene acolo cu forța, m-am dus eu cu el, m-a dat afară din casă, m-a jurat, a vorbit într-un mod incalificabil. Și după ce s-au numărat 18.200 de semnături. Dar vă spun ceva legat de povestea asta, că aici e ceva foarte important. Că au plecat cumpănașele din Spania. Mai bine. Probabil că despre... Dacă... Că e și varianta asta, că acum să fi mințit din cine știe ce motiv. Că a vrut el să pare important, că poate fi și asta o variantă logică. Dacă noi cu atât de mult efort, și ați văzut câtă mediatizare a fost, un an de zile înainte am vorbit despre ideea asta, 6 luni am strâns semnăturile. Și dacă s-au putut strânge numai 18.000 de semnături, vă dați seama că ăștia care candidează la prezidențiale n-aveau cum să strângă 200.000 în afara celor care au partide în spate mari? Vă dați seama că avem cel puțin 10 candidați, dacă nu 11, care au fraudat, care au fraudat, au făcut fals la alegerile prezidențiale. Vreau să vă spun că PSD-ul n-am văzut niciunul pe stradă adunând semnături. Am văzut de la Iohannis, chiar mi-a luat semnătură personal. Da, dar la partid, de ce vreau să zic, când ai un partid care are 500.000 de membri, da, dar nu numai membri, dacă semnează, sunt 500.000 de semnături, da. Și dacă fiecare membru își pune nevastă sau soțul să semneze, deja sunt 1.000.000 de semnături. Acolo putem... Ei nu umblă cu așa ceva, ei umblă cu prostii, cu măritul acolo, pensiei, cu nu știu ce... Acolo putem spune că nu este imposibil, deci este realizabil fizic. Deci vorbim de ce e realizabil fizic. Ca și cum, domne, dacă are aripi, poate să zboare, dacă nu are aripi, nu poate să-mi zică că zboară, cu ce zboară? Înțelegeți? Dau un exemplu prin absurd. Ori, fără ajutor, în cazul ăsta, opinia mea este că n-aveau cum să strângă. N-aveau cum să strângă. Eu zic că n-a strâns, deci ei au fraudat, de undeva au avut datele alea. Era imposibil. Nu, n-a avut semnăturile. Nu, da. Da. O să fie foarte greu. Să poate începe el același timp și o murire a nu, eu vă spun ceva. În școli trebuie să facă două lucruri. Înțeleg ce spuneți dumneavoastră. În școli trebuie să facă două lucruri. Educație civică și copiii trebuie să fie învățați ce înseamnă democrația,
ce înseamnă drepturile poporului, dreptul la liberă exprimare, dreptul la protest, să știe istoria, pentru că dacă nu știi de unde vii, n-ai cum să știi încotro te îndrepți. E foarte important acest lucru. La școală da, dar comuniștii le-au pervertit, le-au... Există o chestiune... Partidul Comunist a știut... Partidul Comunist a știut să calibreze sistemul de învățământ ca să creeze oamenii de care a avut nevoie. Așa zis și oameni șurub, oameni care nu gândesc, oameni care fac ce le spune partidul și cu asta basta. De aia țineți minte... Eu am 43 de ani, deci am prins până la, mulțumesc, până la finalul clasei a 8-a am prins comunismul și țin minte la limba română, deja făceam comentarii literare, clasa 7-8-a și eram obligați, eu citeam și vreau să-mi dau eu cu părerea, că îmi place să-mi dau cu părerea, de copil îmi plăcea. Dar nu puteam, trebuia să învăț pe de rost ce zicea profesoara de română. Care era rolul? De mic copil să te seteze, tu n-ai dreptul să gândești, ție ți se dă ceva? Tu citești, îți asumi și faci ce zici acolo. E, comunismul a făcut chestia asta, a făcut-o sistematic, programatic și organizat 45 de ani. Noi ce trebuie să facem? Dar asta deja este o chestiune de mare finețe, vă vorbeam despre casă. Este ca și cum zici, vopsim în interior toată casa în albastru, dar cu nuanțe ușor diferite. Și anume, la un moment dat va trebui ca cei care decid și care pot decide cu privire la școală și la educație, va trebui să fie făcut portretul robot al cetățeanului român pe care vrem să-l vedem în viitorul țării, care să conțină niște elemente clare. Trebuie să fie cinstit, trebuie să aibă cultura muncii, trebuie să... După ce ai făcut portretul, tu trebuie să calibrezi sistemul de învățământ în această direcție. Pe mine nu mă încălzește cu nimică fiica mea la școală, învață matematică și formule chimice. Eu aș vrea ca școala să o facă un om mai bun. Eu aș vrea ca școala să-i arate niște valori. Să-i arate că trebuie să fie corect. Că trebuie să fie... De ce? Pentru că până acum, ține de evoluția umanității. Până acum, sursa principală de informații era școala. Înainte de școală era biserica, cu nebun mediu, când nu existau școli. De acolo aflai informații. Oamenii nu știau să citească, nu citeau cărți. Nu. După care sursa de informații au devenit cărțile, dar ca să știi ce cărți să citești, se spunea la școală. Acum nu mai avem nevoie de asta. Acum, ca să știu formula chimică a butanului, nu trebuie să mă mai învețe profesoara de chimie. Dacă am nevoie de ea, intru pe Google, scriu formula chimică și mi-o arată. Ce am nevoie să facă școala? Să mă facă om. Să educe copilul, tu să vezi copilul, tu ca părinte, să vezi că sistemul îl face să fie, să aibă anumite trăsături de caracter, să crească drept, să fie drept. Ori lucrurile astea, în momentul de față, sunt total neglijate de școală. Pe nimeni nu interesează, domnule, care e scopul școlii? Nimeni nu-și pune problema la nivel de vârf. Facem educație în România, da? Facem educație. Care este scopul școlii? Ce vrem noi după 8 ani de zile, clasele 1-8, ce vrem noi să facem? Acum noi vrem după 8 ani de zile să avem un număr de elevi care au terminat clasa 8. Așa. Au terminat clasa 8 ca să ce? Ca să plece în afară, domnul Mână. Nu avem... Nu avem niciun fel de politică. Copilul, fiecare școală ar trebui să aibă specialiști în psihologie care să urmărească fiecare copil. Și când copilul ajunge în clasa 8 și trebuie să-și aleagă liceul, tu ca părinte ar trebui psihologul ăla să aibă o discuție și împreună să zică: domnul Bot, uitați, fiica dumneavoastră are talent către muzică, este o persoană creativă și nu știu ce. Sprijiniți-o să meargă în direcția respectivă. Și tu să-i zici: domne, într-adevăr, și eu îmi cunosc copilul și are așa. Sau tu să zici: domne, uite că eu n-am observat chestia asta. Foarte interesant. Pentru că este un potențial uriaș, uriaș, uman în România, care este irosit pentru că oamenii nu sunt folosiți acolo unde au ei cele mai bune calități. Și dovada că asta nu este o poveste, sunteți dumneavoastră cei din diaspora. În momentul în care omul pleacă afară și e nevoit, e forțat să descopere unde este el cel mai bun,
lui îi merge bine. De ce? Pentru că e rupt de toate barierele, e rupt de tot ceea ce s-a întâmplat în țara lui, trebuie să supraviețuiască și ca să supraviețuiască trebuie să facă ceea ce știe el să facă cel mai bine. Dar este o chestie cumva fortuită, pentru că ești forțat să faci asta. Dar dacă tot sistemul ar funcționa așa, dacă tot sistemul ar descoperi, poate într-un copil care învață, face facultatea de drept și ajunge un avocat mediocru, poate se află un compozitor de geniu. Și nimeni nu l-a descoperit, nimeni nu l-a ajutat să se descopere. Poate într-un om care se face, dau un exemplu mai de jos, nu știu, se face muncitor în construcție sau nu ce. Poate stă un talent de pictor nebănuit și nimeni nu s-a gândit să urmărească copilul ăla, să vadă, să scoată din el tot ce e mai bun în el. Vin toți profesorii de la universități și colaborează cu tine. Deci îi ajută să pe drumul să-și descopere care îi place la copii. Îi ajută să Așa ar trebui făcut. Și ține mult. Dacă mai aveți întrebări. Domnule Mare, nu, că deja suntem aici de mult timp și e duminică și mâine mă gândesc că credeți că dacă următorul guvern, ca pe USR sau PNL, da, va readuce mulți români în țară? Credeți că are șanse? Nu, pe români nu se aducă în țară. Pe români o să aducă în țară momentul în care vor vedea că s-au făcut autostrăzi, că s-au făcut spitale, în momentul, deci în momentul în care le vor vedea că există școli. Păi vedeți capabile, credeți că o să facă treaba asta? Păi eu vă spun ceva. Suntem în Spania, unde în ultimii 10 ani, cu fonduri europene, eu am văzut că s-au făcut. S-a dublat rețeaua de autostrăzi, s-au făcut gări, s-au făcut trenuri moderne, spitale, școli. Noi suntem Uniunea Europeană, avem acces la aceiași bani, deci în 10 ani, oamenii potriviți, teoretic, s-ar putea face. Nu știu dacă se va face în 10 ani sau dacă nu se va face. Și vă mai spun ceva, am spus și într-un live și o spun pentru că eu spun ceea ce gândesc și mă bucură principalul motiv pentru care sunt foarte fericit este că în sfârșit după 20, eu am 24 de ani de presă, dintre care 21-22 de ani am lucrat la patron. Niciodată n-am fost atât de liber cum sunt acum, să spun absolut orice. Întotdeauna a fost o problemă. Că erai în presa locală și te gândeai, bă, de-i prefectul, e ăla, sau firmă de publicitate, sau deci aici am libertate totală. Și eu mi-am făcut un scop din a spune ceea ce gândesc, chiar dacă uneori poate asta funcționează împotriva, de exemplu, la referendumul pentru familie, am spus și am gândit. Și 20% dintre cei care mă susțineau pe Patreon, care voiau referendum pentru familie și nu înțelegeau ce se întâmplă, au zis, nu mai spui ce credem, noi la revedere. Dar eu am spus și am gândit, asta este important. Pentru că rolul meu nu este, sau eu sunt bun, sigur, atunci când vă confirm ceea ce știți dumneavoastră. Sunt bun când fac asta și dumneavoastră știți, Mălin ne spune că suntem pe drumul cel bun, ca un GPS și e ok. Dar cu adevărat bun pentru dumneavoastră sunt, când dumneavoastră credeți că e albă și eu vin și vă spun, oameni buni, nu e albă, e neagră, uitați de ce. Atunci vă sunt cu adevărat folositor. Pentru că atunci vă ajut să nu fiți manipulați. Despre asta este vorba. Și vă spun exact ce gândesc. Dacă eu aș putea să mă întorc în timp, chiar dacă acum sunt jurnalist independent, sunt foarte fericit că sunt liber, am un venit care nu este nici foarte mare, dar nici foarte mic, deci este un venit ok care îmi permite să fac toate aceste lucruri. Și teoretic ar trebui să fiu, după unele standarde, foarte fericit cu situația mea. Dar eu vă spun că dacă eu m-aș întoarce în Reșița la vârsta de 18 ani, când m-am făcut jurnalist, și pentru că m-am făcut jurnalist, m-am încăpățânat să rămân în România, pentru că jurnaliștii aveau o situație un pic privilegiată și credeam că pot să schimb lucrurile. Dacă m-aș întoarce cu tot ce știu până astăzi, eu aș pleca din țară. Pentru că pur și simplu am ajuns, eu aveam 14 ani când ar fi trebuit să pice comunismul. Și acum am 43 de ani. Și încă suntem practic în aceeași mizerie. Ori viața mea, până la urmă, o să ajungă să fie risipită. Și poate că eu aveam șansa unei vieți mai bune, mai puțin stresantă, mai puțin
Nu vă imaginați cât stres este, câtă... Votul nostru va schimba pentru copiii și nepoții. Asta este votul... Votul nostru va schimba... Forța votului este... Votezi, contezi. Da. În afară de partea financiară, ce altceva te motivează să lupți pentru dreptate și să faci ceva și tot? Partea financiară nu mă motivează, partea financiară... Te ajută. În afară de partea. Face posibil, face posibil lucrul ăsta. Ceea ce mă motivează este, cum să vă explic, nu, e o stare de spirit, un anumit tip de furie pe care e greu să o descrii în cuvinte, când ți se întâmplă ceva atât de nedrept încât vrei să-i vezi terminați pe aia care sunt de vină pentru chestia respectivă. Și ce mi s-a întâmplat mie nedrept? Eu m-am angajat ca jurnalist de la 18 ani. Mi-a plăcut meseria asta foarte mult, întotdeauna am pus meseria asta pe primul loc. Pe primul loc, sacrificându-mi viața personală, familia, orice. Deci asta a fost cel mai important. Asta m-a ținut departe de copilul meu de la o anumită vârstă. Și mi-am făcut corect meseria. Și am ajuns după 22 de ani de presă, la evenimentul zilei, să fiu îndepărtat, nu pentru că aș fi greșit, că normal cineva ajunge să fie dat afară dacă greșește, ci pentru că am vrut să fiu corect. Și am spus adevăr. Și prima reacție a fost, am plecat de acolo la România Liberă, la Sabin Orcan, care era teoretic prietenul meu foarte bun, și am văzut că se întâmplă același rahat. Și prima reacție a fost, mă las, pentru că pur și simplu, dacă nu poți să-ți faci corect meseria, te lași de ea dacă ții la meseria asta. Și după aia am stat două nopți și m-am gândit, bă, dar stai un pic, bă, dar nu se poate așa ceva, adică tu faci o meserie de la 18 ani. Ți-ai făcut o facultate în domeniul respectiv, de unul singur. Eu m-am întreținut singur în facultate. Am făcut revista universității, ca să am bursa. Deci ți-ai făcut, ai vechime, ți-ai făcut studiile necesare. Ai avansat în meseria respectivă, de la reporter, prezentator, șef de secție, redactor șef adjunct, redactor șef. Te-au adus la București pentru că ai fost bun. Și la urmă tu, pentru că ești bun și vrei să fii corect, tu ajungi să fii dat afară din meseria aia. Nu se poate, mă, așa ceva. Deci nu se poate așa ceva. Și atunci am intrat într-o logică din asta, ca în filmele alea din anii 90, știi? În care e un erou pozitiv, nu? Erau filmele alea cu Van Damme, cu nu știu ce. E un erou pozitiv căruia îi se întâmplă ceva foarte rău și el ia bâta de după ușă, se duce peste ei. Și până la finalul filmului îi prinde pe tot și toată. Cam pe modul ăla am intrat eu. Atunci am intrat, am zis, nu mă interesează, kamikaze. Mă duc după ei, le arăt oamenilor de fapt cât de mici sunt oamenii ăștia și cât de jegoși și îi confrunt pe fiecare și îi troznesc și după mine potop. Ce s-a întâmplat miraculos și neașteptat a fost că oamenii au venit și au zis, bă, stai un pic, noi vrem să susținem treaba asta. Și din acest moment eu am o datorie față de modelul care s-a creat spontan, de s-a creat destinul, o grămadă de lucruri care nu au avut nicio legătură cu mine. Și ce mă motivează să continui este faptul că există o cale, ea funcționează și încă nu sunt răcorit de oamenii ăștia. Că a intrat Dragnea la pușcărie, ok, foarte bine, dar averea lui trebuie să fie confiscată, exact. PSD-ul trebuie să fie desfințat. Exact. Deci, televiziunile Carmen Dan trebuie să ducă la pușcărie. Tăricianu la fel. Tăricianu și alții. Elena Udrea. Udrea, da. Victor Ponta. Au fost, da, imediat după ce am ajuns în stradă în ianuarie, februarie, martie, cam atunci a fost, după ce am fost la protestele din București. Cei care mă urmăriți mai de mult timp știți povestea, cei care mă urmăriți mai recent, foarte simplu, vă zic fără să mai intru în detalii. Am fost la proteste. Protestele erau împotriva ordonanței 13. Ordonanța 13 rezolva și problemele cu justiția pe care le avea patronul de la România Liberă, Alexander Adamescu, care și acum a fugit de justiție la Londra. Ăla când a văzut pe mine și pe tine, Gherguț, că suntem la proteste, a nebunit. L-a chemat pe directorul editorial și a spus, mâine îi dai afară. Dacă nu îi dai afară, închid toată redacția. Directorul editorial, care mi-era prieten de 10 ani de zile și urma să fie naș la nuntă, atât de apropiat era, în loc să zică, băi, o ticăloșie, ne unim toți, plecăm toți, ne dăm demisia, facem un site și mergem toți înainte, el ne-a chemat la un restaurant și a zis, bă, băieți,
eu ce să-ți fac, eu am rată de plătit, ești băiat bun, dar trebuie să dau afară, ce vrei să. Și m-a dat afară. Sebastian Ghiță, la pușcărie. Și la momentul respectiv am avut propunere. La realitate am discutat să mă duc și în alte locuri. Dar nu m-am dus, de ce? Pentru că am analizat serios și mi-am dat seama că există riscul ca peste 6 luni, 7 luni. Dacă eu eram la realitate, de exemplu, acum trebuia să girez vizele lui Bușă. Și eram în aceeași situație. Mă referiam tot ziariștii independenți, ca tine, să se ajute, să fiți mai mulți. Nu prea au fi... Mălin. Eu cred că în rezultatele... Rezultatele votului de 26. Da. Imperialista. Acolo s-a văzut. Sunt de los mejores, eh? De ce nu fac? Intervine întrebarea pe care unii mi-au pus-o des. Mi-au zis, domnule, de ce nu-ți faci o televiziune? De ce nu-ți faci un site? E foarte simplu. Pentru că lucrurile sunt atât de putrede în presa din România, apropo de alți jurnaliști. Ați văzut ce am pățit cu oameni din Piața Victoriei, cu care n-aveam televiziuni împreună sau filme, eram doar acolo în piață. Cum s-au întors, cum s-au sucit. Lucrurile sunt atât de putrede încât n-am încredere în nimeni, ăsta este adevărul. Nu am încredere în cineva ca să zic, bă, ăsta într-adevăr cu el merg până la capătul lumii. Mi-e frică că mă asociez cu cineva și după ce muncesc 6 luni, un an, doi, îmi pun bazele, totul, când fructul s-a copt, mă trezesc că fuge coma cu semnăturile. Și nu știm ce s-a întâmplat, da. Înțelegeți? Te trezești că... Și atunci păi am zis... Și dacă le-o fi vândut la vreo unul de ăsta care să cam... Cât trebuie să iasă în primul tur? Ca să iasă din primul tur trebuie să fie... Să voteze cu candidatul respectiv 50% plus 1 din numărul alegătorilor cu drept de vot. Sunt 18,5 milioane de oameni cu drept de vot, deci trebuie 9,6 să zicem, milioane, 9,7 milioane de oameni trebuie să voteze cu un candidat ca să iasă din primul tur. Nu cred că acest lucru este posibil, pentru că ar însemna să fie, gândiți-vă, adăugați la asta 3 milioane care votează cu PSD-ul, da? Deja sunt 9 cu 3, sunt 12 milioane din 18,5. Nu cred că e atât de posibil. Dar este posibil dacă oamenii care în 26 mai au votat cu OSR-ul și cu PNL-ul vor veni acum și vor vota cu Barna și cu Iohannis, vom avea un tur, 2, Barna-Iohannis. Atât de simplu este. 6 milioane Iohannis, 7 milioane Barna. N-am majoritate. Cum? 6 milioane de votanți în puterea pe Iohannis, 7 pe Barna, Barna președinte. Nu vor fi... 7 milioane pentru Iohannis. Nu vor fi chiar așa. Spune-te, rog, la ăla se mai vede câte minute scrie de filmare? Aproape două ore. Stați așa, oameni buni. Am filmat foarte mult, o să închid filmarea, că e 2 ore și cred că YouTube o să creadă că ridic un film pe YouTube. Nu o să mă lase. O să oprim filmarea și noi continuăm discuția. Magnifico!